Magia NBA se mută și pe cronicile sportului. Astăzi vom urmări primul clip din domeniul basketului de pe acest canal. Pentru început m-am hotărât să realizez un top 10 al celor mai buni basketbaliști din toate vremurile. Așa cum privesc această disciplină mai rar decât fotbalul, tenisul sau sporturile de iarnă, a fost nevoie să răscolesc o grămadă de site-uri, să compar o sumedenie de topuri analizând comentariile și recenziile. În cele din urmă sunt gata să vă ofer forma finită a topului meu. Sunt sigur că acest filmuleț va fi privit și de mulți amatori ai basketului, printre care încerc să mă strecor și eu. În ultima vreme acord tot mai mult interes acestui sport fantastic. Pe locul 10 se află Larry Bird, o legendă a clubului Boston Celtics, așa cum întreaga carieră a petrecut-o în componența acestei echipe. Experții în domeniu îl consideră pe Bird cel mai mare basketbalist de rasă europoidă din toate vremurile. Împreună cu Celtics, în anii 80 ai secolului trecut, Larry a cucerit de 3 ori titlul de campion în NBA și tot în atâtea cazuri a fost desemnat cel mai valoros jucător al ligii americane de basket. Pe treapta a noua s-a poziționat gigantul celor de la San Antonio Spurs, Tim Duncan. Cel supranumit vrăjitorul Merlin și-a început cariera în anul 1997, iar în următorii 10 ani a cucerit de 4 ori titlul de campion. Din anul 2007 a început declinul pentru Spurs, totodată și pentru Duncan. Acesta era conștient că pentru a rămâne în istoria basketului ca unul dintre cei mai valoroși jucători all-time, avea nevoie de încă o lovitură de grație. În 2014, cei de la San Antonio, în frunte cu Tim Duncan, au devenit din nou campioni, iar peste două sezoane, la vârsta de 40 de ani, Merlin și-a încheiat cariera. Mulți dintre voi v-ați așteptat să-l vedeți mai târziu, însă Kobe Bryant se mulțumește doar cu locul 8 în topul de astăzi. Legenda celor de la Lakers este considerat pe bună dreptate unul dintre cei mai talentați jucători de basket din toate vremurile. Black Mamba a avut o carieră fantastică, plină de multe triumfuri încântătoare și performanțe istorice. Pe lângă o groază de trofee cucerite pe arena internă, Kobe se poate lăuda și cu 2 titluri de campion olimpic. Cariera lui Bryant a durat exact 2 decenii, din 1996 până în 2016. În această perioadă, la nivel de cluburi, el a îmbrăcat doar tricoul lui Los Angeles Lakers. Topul nostru continuă cu Big Daddy sau Diesel, cum a poreclit faimosul Shaquille O'Neal. La începutul secolului 21, numele acestui basketbalist era în fruntea tuturor topurilor și subiectelor de discuții. În 2000, 2001, 2002, Liga Americană de Basket era cutreierată de showmanul O'Neal, care printre altele era și un fel de mentor pentru tânărul Kobe Bryant, care în acea perioadă doar își începea parcursul în lumea sportului mare. În dreptul lui Shaquille e captată o listă inepuizabilă de recorduri, titluri și trofee. Big Daddy s-a retras în anul 2011, pe când avea 39 de ani. Bill Russell nu a avut o carieră lungă, însă cu siguranță a fost una irepetabilă. În perioada dintre 1956 și 1969, acesta evolua pentru Boston Celtics. În cei 13 ani de activitate, Russell a devenit de 11 ori campion în NBA și de 12 ori a fost inclus în echipa All-Stars al sezonului. Primul titlu din carieră a venit însă la nivel de naționale, la Jocurile Olimpice din 1956, când Statele Unite cucereau medalia de aur pe terenurile din Melbourne. Topul 5 este deschis de către Kareem Abdul-Jabbar, unul dintre cele mai mari superstaruri ale basketului înaintea erei lui Michael Jordan. Kareem și-a început cariera la Milwaukee Bucks, anume el a transformat această echipă dintr-o lanternă roșie într-o forță. În anul 1971, în frunte cu Abdul-Jabbar, Milwaukee a cucerit primul și unicul titlu din istoria clubului. Imediat a început vânătoarea după acest jucător, care, în concluzie, s-a transferat la Los Angeles Lakers, unde a triumfat încă de 5 ori, scriindu-și numele cu litere eterne în istoria basketului mondial. Wilt Chamberlain se află în fruntea multor statistici și topuri. Spre exemplu, în anul 1962, el înscria 100 de puncte într-un singur meci, stabilind un record absolut.
Pe locul 2 în acest clasament se află Kobe Bryant, care marcase la timpul său 82 de puncte într-o singură partidă. Locurile 3, 5, 6 sau 7 la fel sunt ocupate de Chamberlain. Tot acest jucător a marcat cel puțin 20 de puncte pe meci în 126 de partide consecutive, fiind recordman absolut. Tot el conduce în clasamentul cu cel puțin 30, 40 și 50 de puncte pe meci în serie. Dacă accesăm site-ul referințelor NBA, numele lui Wilt Chamberlain e primul pe listă în majoritatea rubricilor. Cred că aceste lucruri vorbesc de la sine. Los Angeles Lakers au oferit de-a lungul timpului o mulțime de superstaruri, însă fanii acestui club îl consideră anume pe Magic Johnson omul numărul 1 în istoria echipei. Iar unii îl estimează pe Johnson drept al doilea cel mai valoros jucător din toate vremurile, evident că după incontestabilul MJ. În perioada anilor 80, deși Lakers dispunea și de Karim Abdul-Jabbar, anume Magic Johnson era liderul echipei. Grație stilului său artistic, dar totodată și eficient, echipa din Los Angeles a cucerit tocmai 5 titluri în mai puțin de un deceniu. Pe locul secund se află number 1 al secolului 21, LeBron James, cel mai popular jucător de basket contemporan. Spre exemplu, pe Instagram, King James este urmărit de 47 de milioane de utilizatori, pe când Kobe Bryant sau James Harden nu depășesc nici borna celor 10 milioane. Însă ceea ce contează cu adevărat e statistica lui LeBron, care e absolut fulminantă. Deși la nivel de trofee, americanul nu se poate lăuda decât cu 3 titluri de campion în NBA, rezultatele sale ca jucător individual sunt de-a dreptul incredibile. Acesta obișnuiește de unul singur să rezolve soarta unui meci, până chiar și soarta unui turneu. Și în final, cel mai bun jucător de basket din toate vremurile, Michael Jordan sau Air Jordan, cum mai e supranumit celebrul american. Cariera acestuia s-a extins pe 3 perioade. Din 1984 până în 1993 a evoluat pentru Chicago Bulls, cucerind 3 trofee de campion. La vârsta de 30 de ani, Jordan și-a încheiat cariera deținând statutul celui mai bun jucător de basket din lume și recunoștința mondială. Peste 2 ani, Jordan și-a reanimat activitatea sportivă mai cucerind alte 3 titluri NBA, dominând categoric, fără loc de interpretare, basketul american cu o echipă submediocră care, sub bagheta lui Jordan, devenise o forță. După o pauză de 3 ani, în 2001, acesta s-a reîntors, semnând cu Washington Wizards. Au urmat alte 2 sezoane, iar la vârsta de 40 de ani, Jordan și-a contemplat definitiv retragerea. Cam atât pentru astăzi. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă pentru a nu pierde niciun episod de pe canalul nostru și nu uitați principalul. Iubiți sportul! Pe curând!